Bună seara, România! Este ora 18, eu sunt Irina Gologan. Haideți să urmărim împreună cele mai importante știri ale zilei. România caută surse de finanțare pentru a susține cheltuielile cu salariile și pensiile. Guvernul încearcă să convingă Comisia Europeană să ne lase să depășim ținta de deficit bugetar în următorii 7 ani, conform surselor Euronews. PSD încă speră în retragerea lui Cristian Popescu Piedone de la primăria Capitalei pentru ca Gabriela Firea să aibă culoar liber în lupta cu Nicu Șordan. Deznodământul îl vom afla pe 1 mai când lista candidaților va fi finală. Paul al României a fost arestat preventiv în Malta. Instanța a decis să-l rețină până pe 9 mai. Autoritățile din România vor demara procedurile de extrădare. Și 95 de milioane de euro este suma care va salva compania Tarom. Comisia Europeană a aprobat acest ajutor pregătit de Guvernul României. Perioada de restructurare a companiei va fi însă marcată de măsuri aspre, inclusiv vânzarea de aeronave. Lipsa banilor pentru salarii și pensii a fost discutată astăzi în cadrul coaliției PSD-PNL. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă caută surse de finanțare pentru a susține aceste cheltuieli. Potrivit unor surse, Guvernul și Ministerul de Finanțe încearcă să convingă Comisia Europeană să ne lase să depășim ținta de deficit bugetar de 3% și în următorii 7 ani. Marius Vulpe are mai multe informații. Bun găsit tuturor! Guvernanții își puseseră speranța în noile măsuri adoptate încă de anul trecut de îmbunătățire a sistemului de colectare a taxelor și impozitelor. Drept urmare, în momentul de față, la 4 luni din acest an, au constatat că au venit cu o supraestimare în proiectul de buget a acestor taxe și impozite, a nivelului de încasare. Așa se face că, în momentul de față, avem acel memorandum din partea Ministerului Finanțelor care avertizează asupra acestei situații și asupra faptului că nu există suficiente fonduri pentru a acoperi toate majorările pe care guvernul s-a angajat în acest an să le acopere, atât la nivelul pensiilor, cât și la nivelul salariilor unor persoane din sistemul bugetar. Drept urmare, astăzi s-a discutat despre această situație. Premierul Marcel Ciolacu a venit și a făcut o prezentare a scenariilor de lucru, iar unul dintre aceste scenarii se referă la posibilitatea cheltuirii în avans a banilor ce urmează a fi încasați din lunile următoare, cu speranța, bineînțeles, că aceste sume bugetare vor fi acoperite până la rectificarea bugetară prin îmbunătățirea sistemului de colectare de taxe și impozite. În schimb, în cazul în care nici la rectificarea bugetară nu se constată că există bani suficienți pentru a acoperi aceste sume necesare până la finele anului, atunci se ia în calcul majorarea deficitului bugetar, iar aici avem o complicație. Trebuie renegociat cu Comisia Europeană acel calendar prin care țara noastră se angajează ca în termen de 3 ani să coboare ținta de deficit la doar 3% din PIB. Potrivit surselor noastre, guvernul intenționează ca într-un astfel de scenariu pesimist să propună oficialilor de la Bruxelles un termen mai mare de chiar 7 ani de zile. La numai câteva zile după ce premierul Marcel Ciolacu a transmis că executivul are destui bani pentru toate majorările promise în acest an electoral, ministrul finanțelor a fost chemat la o discuție în spatele ușilor închise. Până la finalul anului urmează a doua creștere salarială pentru profesori, majorările din sănătate, dar și recalcularea tuturor pensiilor. Nu se pune problema sub nicio formă să nu avem aceste angajamente atât salariale, atât pentru personalul din Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și toate celelalte angajamente pe care guvernul și le-a luat. Nu se pune problema să nu achităm aceste cheltuieli de personal. Boloș a recunoscut că urmează noi discuții cu reprezentanții Comisiei Europene pe seama țintei de deficit bugetar a României. Asta pentru că în țara noastră se înregistrează în continuare o diferență prea mare între nivelul cheltuielilor și cel al încasărilor. Problema e că, să zicem că ne aprobă Comisia Europeană, dar fiind situația excepțională cu războiul din Ucraina, însă a merge cu deficite pe o asemenea perioadă lungă și cu deficite mari, peste 3%, ne expune pe noi ca și economie la un risc. Riscul este că
Eu aș spune că e extrem de probabil scenariu ca în următorii 7 ani să avem o recesiune. O recesiune cumva vine odată pe la 5-7 ani. Este vorba despre că ne lasă sau nu ne lasă Comisia, este vorba despre o gestiune dezastroasă pe partea de finanțe fiscal-bugetare a guvernului. Anul trecut au crescut taxele, suprataxarea care a lovit mai ales sectorul de IT, dar și multe alte domenii și tot nu sunt bani. Potrivit Eurostat, România a înregistrat anul trecut al treilea cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, după Italia și Ungaria. Se caută alternative pentru a susține financiar participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice. Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care permite Loteriei Române să vândă 1 milion de lozuri Team România la 5 lei bucata. Cât din încasări va merge către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, vă spun în câteva clipe. O porțiune din carosabil s-a surpat pe bulevardul Iuliu Maniu din capitală. Circulația autobuzelor și troleibuzelor este deviată în acest moment. Jurnalistul Euronews Felicia Macaleț este chiar la fața locului. Bună seara, Felicia, ce se întâmplă acum acolo? Bun găsit! Banda de circulație pe care circulă autobuzele și troleibuzele, o porțiune din aceasta a fost închisă. Este în spatele meu și acest semn care le dă de înțeles șoferilor autobuzelor că trebuie să înconjoare, respectiv să meargă spre circulația spre carosabil. Este o surpare de asfalt aici în zonă. Mai multă presiune probabil ar duce la o distrugere mai mare. Asfaltul s-a desprins de pe placa de beton, se vede foarte clar. E o denivelare destul de semnificativă. Nu știu dacă se observă în imagini, dar nu este o simplă groapă sau denivelare de asfalt, ci mai degrabă o surpare a acestuia. Trebuie menționat și faptul că doar cu câteva săptămâni în urmă, aici în zonă, a avut loc o avarie la sistemul de termoficare, respectiv foarte multă apă a fost pe banda de circulație a transportului în comun și de ceva timp în urmă aici a fost deja refăcută o porțiune de asfalt pentru că a fost inițial și în această zonă o surpare destul de semnificativă și acum, iată, este un astfel de incident, se repetă. De menționat faptul că linia de transport este, se poate circula pe această bandă, însă doar aici, în zona Politehnicii, doar se ocolește de către autobuze și troleibuze. Mulțumesc, Felicia, pentru informații. Primele concluzii ale raportului făcut de experții care au monitorizat zona în care a apărut craterul din centrul orașului Slănic-Prahova sunt așteptate mâine. Specialiștii de la Departamentul de Geotehnică al Universității de Construcții din București, de la Institutul Geologic și de la Institutul Național de Fizică a Pământului au delimitat un perimetru de siguranță. Experții urmează să pună la dispoziția autorităților rapoarte privind cauzele prăbușirii și riscurile asociate. Cercetarea constă în zboruri cu drone dotate cu senzori pentru a obține modelul detaliat al terenului. În plus, au fost instalate 3 stații seismice care oferă informații despre condițiile de sol. Craterul are în jur de 2 metri adâncime și se întinde pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Momentan, până la identificarea unor soluții, cei peste 40 de localnici evacuați nu se pot întoarce la apartamentele lor. PSD încă speră în retragerea lui Cristian Popescu Piedone de la Primăria Capitalei pentru a-i face un culoar Gabrielei Firea în fața lui Nicu Șordan. Suspansul se poate menține până marți, la 12 noaptea. Pe 1 mai, lista candidaților va fi finală și chiar dacă se va retrage ulterior, candidatul Piedone tot va apărea pe buletinele de vot. Următoarele ore sunt decisive pentru PSD. Surse din partid susțin că socialdemocrații încă speră că Piedone va renunța la bătălia pentru fotoliul de primar general al Capitalei în favoarea Gabrielei Firea. Speranțele PSD sunt întemeiate în condițiile în care atât Firea cât și Piedone se bat pe voturile electoratului de stânga. Întrebată dacă îi va cere lui Cristian Piedone să-și retragă candidatura, Gabriela Firea a declarat:
Mie că dacă sun, apoi sună el la antenă să zică că mi-a zis Gabi să mă retrag și mai dă și două palme, sigur, la figurat spun. De la dumnealui trebuie să vină acest gest, să facă ce a spus la început, că dacă Gabriela Firea candidează, el nu va face, să facă ce a spus. Acum am revenit la starea inițială. S-a tot zvonit despre această idee de a vă retrage din cursa pentru primăria capitală. Merg doar pe primul gând și, vedeți, nu sunt fațarnic, sunt credincios și nu de fațadă. La mine e vorba, e vorba. Am spus o vorbă, merg până la capăt. Restul-s poezii. Mai mult, Piedone acuză PSD și PNL de blat cu USR ca să-l scoată primar general pe Nicușor Dan. A băgat-o la coșul de gunoi și după au reciclat-o și au zis că e cea mai bună. Aspiedone nu se retrage. Poate să sune și Firea și oricine. Nu m-a sunat nimeni, că răspund la orice telefon. Nu sunt un nimeni, nu mă retrag. Domnul Cristian Popescu Piedone a lansat în spațiul public anumite afirmații care cred eu că, nu știu, nu au fost așa foarte bine analizate, jignitoare și ofensatoare la adresa mea. Nu vreau să-i răspund cu aceeași monedă. Și fostul președinte al României, Traian Băsescu, este de părere că doar retragerea lui Piedone din lupta electorală o poate ajuta pe Gabriela Firea să-l învingă pe Nicușor Dan. Asta e situația doamnei Firea. Dacă se retrage Piedone, câștigă sigur. O văd primar. La cum arată cifrele azi. Dar Piedone nu se va retrage pentru că e în înțelegere cu Ciolacu. Gabriela Firea și Nicușor Dan văd însă altfel calculele politice. Domnul Nicușor Dan este contracandidatul meu de acum mulți ani. Prima dată l-am învins în 2016, a doua oară în 2020 m-a învins. Cred că acum îl voi învinge. Este un om inteligent, olimpic la matematică. Eu am fost olimpică la limba română, dar nu m-am lăudat niciodată. Deci este un om inteligent, dar un primar ineficient. În acest moment, vă este mai teamă de Gabriela Firea sau de Cristian Popescu Piedone? Nu, e vorba de teamă. Ne punem la dispoziția bucureștenilor care, prin votul lor, spun cine vrea să le conducă orașul. Dar, în acest moment, principalul contracandidat este Cristian Popescu Piedone. Bătălia pentru primăria capitalei este cea mai importantă luptă electorală după alegerile prezidențiale. Peste 1.800.000 de bucureșteni sunt așteptați la urne pe 9 iunie ca să-și aleagă primarul general. Biroul Electoral Central a stabilit ordinea candidaților pe buletinele de vot pentru alegerile europarlamentare în urma tragerii la sorți. Lista va fi deschisă de UDMR, iar apoi va urma alianța PSD-PNL. În total vor fi 16 căsuțe pe buletinul pentru Parlamentul European, dintre care 4 poziții vor fi ocupate de candidați independenți. Jurnalistul Euronews Octav Vasilescu ne oferă mai multe detalii. Bun găsit! Pregătirile pentru alegerile europarlamentare au intrat în linie dreaptă, iar acum avem și forma finală a buletinului de vot pentru scrutinul din data de 9 iunie, dată la care, în paralel, România va organiza și alegerile locale, cu mențiunea că edilii și președinții de consilii județene care vor câștiga scrutinul pe data de 9 iunie își vor prelua mandatele tocmai în luna septembrie, când vor expira actualele mandate ale celor aflați în funcție. Revenind la europarlamentare, UDMR va deschide lista pe buletinul de vot, fiind urmat de Alianța Electorală PSD-PNL, iar mai apoi Reper AUR, PUSL și Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei. Mai apoi vedem partide cu o notorietate mai mică în România, cum ar fi Partidul România Socialistă sau Partidul Patrioților. Există și 4 candidați independenți pentru alegerile europarlamentare din România: Paula Marinela Pârvănescu, Vlad Gheorghe, Nicu Ștefănuță, cei doi fiind și în prezent europarlamentari, iar ultimul pe listă la poziția 16-a este Silvestru Șoșoacă, fostul soț al senatoarei Diana Ivanovici Șoșoacă. Păcănelele sunt greu de scos din comunele și orașele cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Legea care a intrat recent în vigoare lasă operatorii de jocuri de noroc să funcționeze atât timp cât au licențe valabile pentru aparatele de tip slot machine. Sunt sute de operatori care au astfel de licențe și pot să-și desfășoare activitatea în continuare și în localitățile cu interdicție până la expirarea acestora, spune șeful Oficiului Național al Jocurilor de Noroc. Maria Moiș vine cu toate detaliile.
Bun găsit, vor fi păcănele în orașele și în comunele mici chiar și anul viitor, în ianuarie, martie și chiar și aprilie, dacă firmele au apucat să-și autorizeze aparatele de tip slot machine după legislația veche, pentru că noua modificare le dă dreptul firmelor să-și păstreze deschise punctele de lucru în localitățile mici dacă au autorizații pe care le-au plătit pentru aparatele de tip slot machine. Spun reprezentanții firmelor care au astfel de activități că au plătit autorizații chiar și de câteva sute de mii de euro dacă vorbim de zeci de astfel de aparate. Autoritatea care supraveghează și controlează acest domeniu, ne referim aici la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, spune că deja a făcut echipe mixte și sunt gata să meargă în control pentru a vedea dacă aceste firme respectă sau nu legea. Cine nu va respecta noile reglementări s-ar putea alege cu revocarea activității din industria jocurilor de noroc și pentru alte locații. Asta ar putea să însemne pierderi foarte mari pentru firmele care operează jocuri de noroc, astfel încât șeful Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc spune că nimeni nu va risca, astfel încât până în decembrie anul acesta vor dispărea de pe piață 28.000 de aparate care sunt folosite în acest moment de cei care au acest viciu. Fugarul Paul al României a fost arestat preventiv în Malta. Instanța a decis să-l rețină până pe data de 9 mai. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției. Paul al României era căutat din 2020, când a fugit din țară, chiar înainte să fie condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa. Autoritățile de la noi urmează să demareze procedurile de extrădare în cazul său. Șeful poliției române a explicat într-o conferință de presă că polițiștii din Malta l-au prins pe Paul al României într-un resort de acolo, pe baza informațiilor furnizate de agenții români. Era împreună cu soția Salia. Paul al României a fost prins într-un resort de lux din orașul Saint Julien's. Se numește The Westin Dragonara Resort. Are vedere panoramică la Marea Mediterană, iar o noapte de cazare acolo costă 1.800 de lei. Poliția română l-a localizat și a transmis în timp real informații colegilor din Malta. Din datele pe care avem, nu au pus rezistență. Secretarul de stat în MEAI, Bogdan Despescu, a ținut să sublinieze colaborarea bună dintre polițiștii români și cei maltezi. Ce se va întâmpla mai departe cu Paul Filip al României depinde însă de sistemul juridic. De data aceasta, ca și în momentul în care a fost depistat la Paris, în Franța, poliția a ajuns la obiectiv. A fost prinsă persoana. De aici încolo, cred că ar trebui să discutăm mai puțin, pentru că pentru noi obiectivul principal este a-l localiza și a fi prins, după care instanțele de judecată să-și exprime punctul de vedere. Trebuie să fim vigilenți să nu devină o justiție spectacol și să nu fie un mijloc de a mușamaliza toate neajunsurile justiției românești. O să conteste și o să se judece mult timp. S-ar putea foarte bine să dureze cât a durat în Franța și să fie obligat să stea, poate chiar cu brățară. Autoritățile române se chinuie de mai bine de 3 ani să-l aducă în țară pe Paul al României, condamnat definitiv în decembrie 2020 la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa. Cu doar câteva zile înainte de aflarea sentinței, acesta a reușit însă să fugă din țară. În iunie 2022 l-a fost prins pe stradă la Paris, iar la verificări a prezentat un pașaport britanic. A fost eliberat apoi din închisoare printr-o decizie a Curții de Apel Paris, fiind plasat sub control judiciar. În noiembrie anul trecut, Curtea de Apel din Paris a respins cererea autorităților române de aducere în țară a lui Paul Filip, care a susținut că solicitarea de extrădare a fost făcută în scop politic. Surprinzătoare hotărârea acestor, drept să vă spun. Așa am considerat-o eu. Eu am scris acea comunicare către ministrul justiției din Franța, arătându-ne nemulțumirea Ministerului Justiției față de acel incident extrem de neplăcut. După cum știți, parchetul din Franța a uitat să motiveze
recursul. Un lucru rar și greu de înțeles la asemenea nivel. Paul de România nu este singurul condamnat definitiv care se joacă de-a șoarecele și pisica cu autoritățile judiciare din România. Un alt fugar care reușește de luni de zile să scape de închisoare este Ionel Arsene. Baronul PSD a fost condamnat la 6 ani și 8 luni pentru trafic de influență. A fugit în Italia și speră să scape de extrădare, invocând depresia. Potrivit unui raport depus de avocații lui, Arsene nu mai are chef de petreceri, de dans și nici de divertisment social din cauza stresului la care ar fi supus. Ministrul Justiției Alina Gorghiu dădea asigurări în urmă cu 2 săptămâni că Ionel Arsene va fi totuși extrădat în scurt timp în țară. Prin echipa sa de avocați a încercat anumite tertipuri pentru a suspenda predarea imediată în România. S-a invocat faptul că are depresie și că există un risc ridicat de suicid dacă ar fi încarcerat în penitenciarele din România. Am transmis toate informațiile instanței din Italia legate de psihologi și personalul de asistență personală din cadrul penitenciarului, precum și despre toate programele desfășurate acolo pentru cei cu probleme psihice. Ca tare, în mod normal, este greu de crezut că instanța din Italia nu va dispune predarea. De la începutul anului au fost aduși în țară peste 280 de fugari, cei mai mulți din Marea Britanie, 66, Germania, 54 și Italia, 31. Cu toate acestea, lista marilor fugari pe care autoritățile din România încearcă fără succes să-i aducă în țară pentru a-și executa pedepsele cu închisoarea crește de la an la an, iar Italia este una dintre destinațiile preferate ale acestora. Comisia Europeană și-a dat aprobarea pentru ajutorul de 95,3 milioane de euro pregătit de Guvernul României pentru a salva compania Tarom. În schimb, autoritățile de la Bruxelles cer măsuri aspre pe durata perioadei de restructurare, care includ atât renunțarea la unele rute aeriene, cât și vânzarea de aeronave. Jurnalistul Euronews Ioana Nicolescu are toate informațiile. Bun găsit! Comisia Europeană a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a aprobat planurile României de a ajuta Tarom cu peste 95 de milioane de euro pentru a evita falimentul. În urma investigației, Bruxelles a stabilit că planul de restructurare prezentat de partea română va asigura supraviețuirea pe termen lung a companiei aeriene naționale. Însă, pentru a preveni concurența neloială pe piața comunitară, Tarom va trebui să își reducă semnificativ atât numărul de rute, cât și cel al aeronavelor, conform Comisiei Europene. Până în acest moment, nu știm care sunt rutele pe care Tarom nu va mai zbura. Această măsură va fi valabilă până la data de 31 decembrie 2026, când se va termina perioada de restructurare. Pe 28 mai 2021, România a prezentat Comisiei Europene planul de restructurare a companiei Tarom, care prevedea ca toate rutele să devină rentabile. De asemenea, mai prevedea ca flota să fie reînnoită și să fie reduse costurile. După doar o lună, executivul european a deschis o investigație pentru a evalua dacă măsurile de restructurare adoptate de România în favoarea Tarom respectă normele comunitare privind ajutoarele de stat. În timpul anchetei, guvernul de la București a actualizat planul, iar astăzi a venit și acordul Comisiei Europene. Măsurile de restructurare includ anularea unei datorii în valoare de aproximativ 49 de milioane de euro, precum și o injecție de capital de aproximativ 45 de milioane de euro. Tarom va aduce o contribuție proprie de aproximativ 77 de milioane de euro. Banii îi va obține din vânzarea de aeronave și dintr-un contract de leasing financiar. Cu mai puțin de 90 de zile rămase până la startul Jocurilor Olimpice, guvernul a descoperit că nu sunt bani pentru a susține financiar participarea sportivilor români la Paris, așa că acum caută alternative. Executivul a aprobat recent o ordonanță de urgență prin care permite Loteriei Române să vândă 1 milion de lozuri Team România la prețul de 5 lei bucata. Un procent de 30% din aceste încasări va merge către Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Banii însă ar putea ajunge în conturile forului abia după încheierea competiției. Ministrul Finanțelor spune că nu știe să fie probleme cu banii. În motivarea care însoțește actul normativ publicat în Monitorul Oficial, guvernul a explicat că acest demers este necesar pentru că nu sunt bani pentru a finanța sportivii la Jocurile Olimpice de la Paris.
În plus, în ordonanța de urgență semnată de premier, Marcel Ciolacu susține că vrea să elimine orice risc de neparticipare, cu consecința prejudicierii imaginii României în plan internațional. 1 milion de bucăți care vor fi scoase la vânzare la prețul de 5 lei lozul, rezultă de aici o sumă totală de aproximativ 300.000 de euro care se poate strânge. Ar fi un sprijin binevenit, dar de care nu depinde participarea sportivilor români la Paris. Asta spune Mihai Covaliu, președintele COSR, care, într-o discuție cu jurnaliștii Euronews, a dat asigurări că lucrurile sunt în regulă, iar exprimarea din actul normativ este una nepotrivită. Iar conform ordonanței de urgență, banii ar urma să fie virați în conturile COSR prea târziu, până la 30 de zile de la încheierea Jocurilor Olimpice, adică la câteva săptămâni după ce sportivii români se vor întoarce acasă. Sunt bani suplimentari la bugetul pe care Agenția Națională de Sport îi va aduce cu ajutorul Loteriei Române. Dar nu la bugetul, document scria că nu sunt bugetul, fonduri suficiente. Bugetul care este alocat pentru aceste tipuri de activități nu știu să fie probleme. Doamna Lipă cunoaște mai bine acest subiect. Voi discuta cu dumneavoastră să vedem dacă există astfel de probleme de natură bugetare. Până la această oră nu am știință că... Ați putea suplimenta acest buget dacă există probleme? Dar n-aș vrea să mă pronunț asupra unui subiect care deocamdată nu mi-a fost confirmat de doamna președinte și să vă spun o măsură care nu se potrivește pentru dumnealor. Voi avea o discuție cu dumneavoastră și voi vedea ce probleme are. Avem la acest moment 81 de sportivi calificați. Vor fi însă alți sportivi care se vor adăuga delegației României în următoarea perioadă, pentru că sunt în continuare competiții de calificare în desfășurare, la fel cum sportivi de la mai multe discipline așteaptă în următoarele săptămâni confirmarea prezenței lor la Jocurile Olimpice de la Paris. Și COSR strânge bani. În aprilie a lansat o colecție de 119 NFT-uri, care prezintă momente relevante pentru performanțele sportivilor români la Jocurile Olimpice. Notătorul David Popovici are propriul lui NFT. Să transformăm, mai bine spus, tot ceea ce înseamnă patrimoniu sportiv în noile tehnologii care sunt la mare modă în ziua de astăzi. Această colecție se va regăsi în noul muzeu virtual al NFT-urilor. A 33-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară va avea loc în Franța, la Paris, între 26 iulie și 11 august. Turcia a anunțat că va sprijini candidatura premierului olandez Mark Rutte la șefia NATO, potrivit agenției oficiale de presă de la Ankara. Anunțul vine după ce președintele turc Erdogan s-a întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute cu Rutte, care a venit special la Ankara pentru a obține sprijinul Turciei pentru candidatura sa. Turcia era unul dintre puținele state membre ale alianței care nu își anunțase încă sprijinul pentru Rutte ca succesor al lui Stoltenberg. Celelalte state sunt Slovacia și Ungaria. Pe 12 martie și Klaus Iohannis a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al NATO. O decizie privind viitorul lider al alianței va fi luată la viitorul summit NATO de la Washington, programat în luna iulie.
Fără doar și poate, în această vară, una dintre mizele centrale ale europarlamentarilor este cine va deveni noul șef al Comisiei Europene. Actualul șef, Ursula von der Leyen, pare să fie încă printre favoriți, totuși cu cât ne apropiem de scrutin, situația tinde să devină tot mai incertă. Printre posibilii contracandidați menționați până acum de presă sunt nume grele cu o bogată experiență administrativă, inclusiv în gestionarea crizelor economice. Și dezbatem subiectul și încercăm să aflăm care sunt scenariile actuale și care ar putea fi criteriile pentru nominalizarea următorului șef al Comisiei Europene, cu Gerardo Fortuna, jurnalist Euronews. Good evening, Gerardo. Thank Bună you so seara, much. Gerardo. Mulțumim că sunteți alături de noi. Thanks for having me. Mulțumesc că ne primiți. Before, one of the biggest challenges. După cum am spus, una dintre cele mai mari probleme în Bruxelles va fi care va fi următorul lider al Comisiei Europene și vă întreb acum care sunt scenariile cele mai realistice în acest moment. După cum ați spus, membrii Parlamentului vor fi puși la încercare să voteze. Asta se va întâmpla în septembrie, însă asta înseamnă că noi, membrii, trebuie să aprobe următorii lideri în funcție de ce au de făcut, ceea ce înseamnă că Consiliul European trebuie să vadă care este noua distribuție de putere în următorul Parlament. Sunt câteva nume care circule. Acum se discută mult despre renumirea Ursulei von der Leyen. Asta pare cel mai probabil scenariu, dar în recent e adevărat că a fost implicată în niște, ca să spunem, incidente politice și din cauza asta sunt câteva nume care apar. Asta mai depinde și de alți factori, cum ar fi distribuția geografică, a felul în care se împarte puterea. Până acum, în 2018, nu s-a discutat din perspectiva asta. Cine sunt oponenții Ursulei von der Leyen? Și poate o reînnoire, revitalizare a economiei să fie unul din principalii factori? Da, aceasta este discutat. Charles Michel asta a spus, fostul președinte al Consiliului, el a spus că următorul Consiliu va fi unul economic. Asta înseamnă că sunt mai multe profile la nivel înalt care, atunci când ne gândim la economie, sunt importante, cum ar fi fostul prim-ministru italian Mario Draghi sau chiar și ca directoarea Fondului Monetar Internațional Cristina Georgieva sau din partea Băncii Centrale Europene Christine Lagarde. Dar e adevărat că în Bruxelles se discută și dacă ar fi nevoie de cineva care să aibă un profil geopolitic potrivit și de asemenea și din perspectiva ce înseamnă politica de apărare, de unde provin resursele pentru armament și farmacie și vor fi de asemenea luate în considerație de legate de venituri. Să spunem din nou toate numele care sunt menționate în presă pentru acum. Da, acum avem, chiar și în cazul în care numele Ursulei von der Leyen nu va fi reținut, va fi pentru partide, va fi nevoie ca partidele de centru dreapta să decidă noile opțiuni. Celelalte opțiuni pentru PPE, Partidul Popular European, ar fi președinta Parlamentului Roberta Metsola și din partea Croației prim-ministru. De asemenea, se discută de prim-ministru Greciei Mitsotakis și chiar de președintele român actual Iohannis. Am menționat că există și independenți ca Christine Lagarde, Georgieva și Draghi. Ar putea exista și surprize, dar un candidat bun are întotdeauna un profil politic, ceea ce înseamnă că von der Leyen a fost poate o excepție, însă dacă ne uităm la celelalte nume de la Comisia Europeană, era Juncker, Barroso, Romano Prodi, într-un fel liderii luați în considerație în funcție de profilul lor politic.
politică de înalt nivel. De aceea sunt atât de multe nume care sunt acum prim-ministri sau foști prim-ministri. Însă în acest moment putem numi cine are cel mai multe șanse. Da, acum e Ursula von der Leyen. Dar după ea, imediat alți candidați de la Partidul Popular European, Roberto Metsola și premierul Croației. Să vorbim și despre ce ar putea face ca Ursula să se retragă din această cursă. E un pic cam târziu pentru von der Leyen să se retragă, pentru că a făcut toată campania și va organiza chiar și în seara asta o dezbatere cu celălalt Spitzenkandidat la Maastricht. Bineînțeles că partidul ei a susținut-o mai puțin în ultima vreme, însă deocamdată nu este cu adevărat un scenariu să-i se retragă susținerea și este în continuare interfața partidului, dacă ne gândim la conturile sociale ale Partidului Popular European. Ei în continuare pun profilul și vom da în Gerardo, de ce este candidatul principal. Vă mulțumim, Gerardo Fortuna, că ați fost împreună cu noi pe Euronews România. Noi continuăm. După 170 de ani de istorie feroviară, într-un moment în care țările civilizate fac din transportul pe calea ferată o prioritate, România e încă la an lumină de ce ar trebui să fie. Chiar dacă trenurile sunt cea mai eficientă și mai curată soluție pentru a conecta și dezvolta comunități locale, autoritățile de la noi au lăsat mereu la coada listei investițiile în sistemul feroviar. Promisiunea au tot fost, însă lucrurile se mișcă în ritm de melc, la fel ca trenurile de la noi. Sistemul feroviar pare încremenit în timp. Vagoane care trebuiau casate de zeci de ani, garnituri care se defectează chiar și o dată pe săptămână, șine vechi, uzate până în punctul în care devin un pericol mortal. Așa arată România pe calea ferată, pe care vă prezentăm în campania România pierde trenul. Circulați, însă o faceți pe propria răspundere. Cam așa e pe căile ferate române. Vagoane și locomotive vechi de zeci de ani scârție pe șinele din toată țara. Ultima dată când parcul rulant al CFR Călători a primit garnituri noi, pe care să le și poată folosi în circulație, a fost în urmă cu mai bine de 13 ani. De atunci însă locomotivele și vagoanele au tot adunat ani de cârpeli pe aici pe acolo, iar în unele garnituri călătorii sunt obligați să suporte condiții greu de imaginat. Așa să nu mai vorbim de întârzieri. Numai anul trecut s-au adunat peste 9 ani de întârzieri pe calea ferată. Nici puținele intenții bune nu se concretizează. Un tren nou s-a stricat de cum a ajuns în teste, iar o licitație pentru alte câteva zeci a fost blocată în instanță. Urmăriți un nou episod din campania Euronews România pierde trenul. Din anii 50? Da. Bă, lelei. Dacă modernizatea motorului și cutie de volume. Asta înseamnă că sunt mai puține probleme. Faceți cunoștință cu unul dintre cele mai vechi trenuri de călători din România. La peste 70 de ani de la momentul fabricației, încă transportă oameni între Alexandria și Roșiori de Vede. Uite cum arată. Rugină, rugină, rugină. Cine știe de când este vagonul ăsta. E așa, ușor idilic. Doar că îți dai seama că oamenii merg cu un astfel de tren. Ce să mai vorbim de siguranță? Este un tren care a corespuns unor norme acum 30, 40, poate 50 de ani în urmă. Dar între timp e folosit în continuare. În lipsa unor investiții care să înnoiască parcul CFR, autotrenul Malaxa S900, model din clasa 77, e încă pe multe trasee din țară. Parcul de vagoane și de locomotive este îmbătrânit. Sunt unele automotoare care circulă, ele fiind fabricate într-un an în care nici mama nu s-a născuse. Pe liniile principale stăm oarecum, să spunem, binișor. Sunt, au mai fost modernizate vagoane, dar locomotivele au rămas aceleași, ele un pic modernizate, reparate.
Datele oficiale arată că în 2023, parcul activ de material rulant al CFR Călători era compus din aproximativ 450 de locomotive și automotoare și 1000 de vagoane. Același comunicat spune și că ultimele 603 vagoane intrate în parcul CFR Călători au fost achiziționate în perioada 1998-2011, insuficiente pentru cât ar fi nevoie. Cu siguranță ar trebui făcute investiții mai multe decât se fac. Problema este că depinde foarte puțin de CFR Călători. Sigur că sunt minusuri, sigur că sunt lucruri care trebuie să îmbunătățite. Dar uitați-vă, spre exemplu, din 2020, finalul anului 2022, începutul anului 2023, am reintrodus categoria de trenuri intercity. Acolo avem niște vagoane care, eu zic că chiar se pretează și se ridică la renumele unui tren intercity. Doar că celor mai multe dintre vagoanele ar sta mai bine expuse într-un muzeu feroviar, în niciun caz pe șine, transportând călători. Cum însă nu pot fi înlocuite cu ceva mai nou, bătrânele garnituri sunt în continuare în funcțiune. Unele sunt de muzeu, altele sunt într-adevăr la performanța care trebuie să o aibă cu meniunea europeană, dar majoritatea sunt cu vagoane vechi și cu locomotive vechi. Durata de viața unui material rulant, că e locomotivă și vagon, ar trebui să fie între 18 și 20 de ani conform legislației în vigoare, iar viața medie a locomotivelor în România este de 44 de ani, iar a vagoanelor peste 20 de ani. Acum au început să devină scadente la reviziile mari, mă refer la locomotive și la reviziile planificate la vagoane, și cu atât mai mult cu cât statul român nu dă nici măcar bani de reparații. Așa că aproape orice călătorie cu CFR e o aventură din alte vremuri. Vagoanele tremură din toate balamalele, iar unele componente par să fie la un pas de a se desprinde de la locul lor. Accesul la panoul electric este facin pentru absolut oricine. Altă rută, alt tren care arată de parcă a trecut printr-o zonă de război. Condițiile de mers, uite astea pe care le vedem. Aici geamul e spart și lipit cu un lipici ceva. Nu e singurul geam spart, mă uit că și prejur este cam la fel. Călători și angajați CFR deopotrivă și-au pierdut speranța că va fi și mai bine. Ne descurcăm cu ce avem, cât mai avem. Nu v-ați săturat de condițiile astea? Eu sunt obișnuit, eu am lucrat și lucrez la ei și astea și eu știu care e treaba. Deci, cu atât mai sunt, mult. Sunt obișnuit. Obișnuința asta e periculoasă la un moment dat, că face parte din normalitate? Da. Prin faptul că te obișnuiești într-o situație din asta care... Mocină. Nu-ți mai dă voie să ieși. Politicienii în ultimii 30 de ani nu prea s-au preocupat de calea ferată. Mai tăiem panglică pe la ucio de autostradă, mai un drum expres, mai... Pe partea asta de cale ferată nu. Și acum... Haideți să ne uităm așa puțin în urmă, în ultimii 5 ani, câți politicieni am văzut mergând cu trenul. Dar e vina lor, a politicienilor până la urmă, și toți au fost la putere în anii ăștia în care a fost subfinanțare. Dincolo de lipsa de confort, starea garniturilor poate duce la tragedii. Raportul de activitate al CFR arată că doar în 2023 au fost 238 de accidente și 370 incidente feroviare. Iar situațiile în care experiența angajaților CFR a limitat pagubele nu au fost deloc puține. Spun că ne-a ferit din nou Dumnezeu, și data aceasta, de această dată Dumnezeu este ceferist. Câteodată mai avem nevoie și de ajutor divin, da. Infrastructura este sub orice critică, materialul rulant este îmbătrânit, avem trenuri automotoare care circulă și din înaintea celui de-al doilea război mondial. Gândiți-vă că au 80 de ani, unele locomotive au 60 de ani. Multe au un grad de uzură atât de mare încât au fost trase pe linie moartă. Când vorbești de o vechime de către 30 de ani la vagoane și către 50 de ani la material în motor, sigur că nimic nu mai este la 50 de ani ca la 20 de ani. Ultimele investiții care să considerăm că ar
au fost importante au fost până la nivelul anului 2005-2011, când vorbești de niște investiții de 4-5-7 vagoane pe an sau o unitate motoare, practic este o picătură într-un ocean. Avem o schimbare de orientare și suntem în situația în care reinvestim în sistemul feroviar. Începând cu infrastructură, începând cu, în sfârșit, și cu materialul la nou. În momentul de față, noi funcționăm cu locomotive, cu un parc de vehicule feroviare, cu locomotive de 40-50 de ani. Sau chiar mai mult. Da. Sau chiar mai mult în unele situații și foarte puține de 20 de ani. Nici atunci când s-a încercat o schimbare, n-a fost să fie cu noroc. În decembrie 2023, Autoritatea pentru Reformă Feroviară semna contractele pentru 62 de trenuri noi cu firma PESA din Polonia. Concurentul francez Alstom a contestat rezultatul licitației în instanță, iar judecătorii au decis reanalizarea proceselor verbale. Întreaga procedură de achiziție a fost blocată. Este o decizie a Curții de Apel în contextul unor contestații, a dispus anularea a celor trei procese verbale care încheie procedurile de achiziție. După ce se va termina de reevaluat documentația, așa cum a cerut Curtea de Apel, vom vedea care este rezultatul și vom trece mai departe la punerea în aplicare a deciziei Comisiei de Evaluare. Autoritatea pentru Reformă Feroviară are în desfășurare un alt contract chiar cu Alstom, contestatarul francez, pentru achiziția a 37 de garnituri. Primul tren a ajuns în România în decembrie 2023, însă când au început testele la Făurei, s-a produs un scurt circuit la instalația de alimentare a motorului, așa că n-a apucat să și intre în funcțiune. Ar putea fi omologat abia în toamna acestui an, ca apoi să fie livrate și celelalte rame. Pe de altă parte, ce e important vis-a-vis de ramele electrice, trebuie precizat faptul că avem deja un grafic de livrare cu o cadență de 3-4 rame pe lună în parcursul anului viitor. Deci în 2025 vor intra în utilizare toate trenurile contractate în acest prim contract de 37 de rame electrice care vor opera pe principale rute feroviare. Deși oficialii CFR spun că de-a lungul timpului vagoanele și locomotivele au mai fost reabilitate sau modificate astfel încât să fie mai confortabile pentru călători, suntem departe de ce se întâmplă în alte țări. Spre exemplu, trenurile care circulă în Marea Britanie au inclusiv afișaj electronic care îi anunță pe călători care sunt stațiile, cum sunt așezate locurile, chiar și amplasarea toaletelor și dacă acestea sunt ocupate sau nu. În această seară la Teatrul Național din București are loc cea de-a 18-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Sunt 19 categorii la care sunt nominalizate cele mai bune producții cinematografice din România. 900 de invitați din lumea filmului vor fi prezenți la gală. În lupta pentru cel mai bun lungmetraj, competiția este strânsă. Colega mea, Alida Mocanu, se află la Teatrul Național. Bun găsit, Alida! Despre ce producții vorbim anul acesta? Bine v-am găsit de aici, de la Teatrul Național. Este a 18-a ediție a Galei Premiilor Gopo și aș vrea ca această cameră să poată să transmită cel mai frumos lucru de aici, emoția. Sigur că sunt actori, sigur că sunt regizori, producători. Aș vrea să vă spun că anul acesta există pentru marele trofeu cel mai bun lungmetraj în competiție. Sunt 5 pelicule cu foarte multe nominalizări. Mai exact, anul acesta sunt 19 categorii la care sunt nominalizate producțiile cinematografice din România, însă cele mai multe nominalizări le au filmul Libertate, 14 la număr, în regia lui Tudor Giurgiu, urmat de Spre Nord, filmul de debut al lui Mihai Mincan, 11 nominalizări pentru filmul lui Radu Jude, Nu aștepta prea mult de la Sfârșitul Lumii. Apoi filmul Pelicula 2020 în regia lui Cristi Puiu are 9 nominalizări și la egalitate cu câte 6 nominalizări filmului Cătălin Saizescu, Visul, și desigur sunt foarte multe filme despre care vom vorbi în această seară. Vom vorbi mai târziu și despre regizorii care sunt propuși. Au început deja să ajungă pe covorul roșu actorii, așa că ne grăbim să stăm și noi de vorbă cu ei. Pe curând!
Alida, mulțumesc tare mult pentru informații. Doamnelor, domnilor, în câteva minute discutăm despre faptul că Elveția încalcă drepturile omului pentru că statul nu ia măsuri suficiente pentru a combate efectele încălzirii globale. Vedem despre ce este vorba. Avem și un invitat pe această temă. Rămâneți cu Euronews România.